Managerul Spitalului Municipal de Urgență din Roman s-a arătat revoltat de faptul că și în cazul accidentului de duminică 21 mai, când soția președintului Clubului Sportiv Municipal Tăian Macovei a fost grav accidentată și s-a amputat un picior, responsabilitatea este aruncată tot în curtea spitalului de la Roman. În opinia sa, medicul de la CPU a procedat exact cum ar fi trebuit, solicitând transferul pacientei la clinica din Iași din cauza gravității situației medicale a pacientei policontuzionată cu o plagă deasupra genunchiului până la jumătatea gambei, având osul zdrobit. În cazul respectiv, doamna a fost adusă la Roman. Din CPU, medicul de gardă a realizat și a constatat gravitatea situației și a recomandat, chiar a și spus, merg cu doamna să toaletez, că orice plagă trebuie toaletată cât mai repede, tocmai pentru a scade timpul de a apărea infecția. Acolo era pământ, era iarbă, da? O plagă ce era de deasupra genunchiului până la jumătatea gambei, fără piele, e zdrobit, da, cu lipsă de țesut osos, cu lipsă de piele și mușchi, a spus transfer la Iași. După toaletarea plăgii în sala de operații, medicii romașcani au recomandat transferul pacientei la Iași, dar clinica a refuzat primirea acesteia și a obligat unitatea sanitară romașcană să transfere pacienta la spitalul județean, unde nu s-a putut interveni din cauza lipsei de medici plasticieni, cardiovasculari și ortopezi, singurul centru de politraumă fiind în clinica universitară de la Iași. A plecat cu pacientul în sală să toaleteze, iar medicul din CPU a cerut transferul la Iași. Iașu este cel care a refuzat transferul, da, zicând că întâi și întâi sunați la Piatra Neamț, că asta este ordinea, dacă cei de la Piatra îi depășesc și pe cei de la Piatra, abia după aia s-o trimiteți la Iași. Deci transferul către Piatra Neamț n-a fost făcut că așa am vrut noi, nu. A fost pentru că Iașu nu a vrut să primească acel caz, da? De la Piatra Neamț, normal, via Iași. Că și pe dumnealor îi depășea din ce punct de vedere. Acolo trebuia chirurg plastician, trebuia chirurg vascular și chirurg ortoped, da? Romanul nu are chirurg plastician, Romanul nu are chirurg vascular. Deci era politraumă. Singurul centru de politraumă este la Iași, nu este la Roman sau la Piatra Neamț. Piatra Neamț au și chirurg plastician, nu zic nu, dar nu este chirurg de gardă. Fiecare în timpul lui liber poate fi plecat, mai ales duminică după amiaza. Reamintim faptul că a fost o totală lipsă de comunicare între serviciul 112, ambulanța județeană și spitalul de la Roman. În momentul în care elicopterul a ajuns la fața locului, pacienta fusese deja transferată de ambulanță la spitalul de la Roman, care a propus transferarea acesteia la clinica Sfântul Spiridon, care însă a refuzat primirea acesteia și a recomandat transferul la spitalul județean. Medicii urgentiști de la Piatra, considerând că situația este mult prea gravă și nu poate fi rezolvată local, au decis transferarea pacientei tot la Iași. Din cauza vremii nefavorabile, transportul nu s-a mai putut realiza cu elicopterul, așa că pacienta a fost trimisă la Iași până la urmă cu ambulanța. Plimbarea pacientei între cele trei spitale a durat mai bine de 7 ore, timp în care starea medicală a acesteia s-a agravat și, în final, piciorul a trebuit să fie amputat. Ministrul Sănătății Florian Bodog a dispus anchetarea celor trei spitale și a serviciului de ambulanță pentru stabilirea responsabilităților legate de acest nou caz, suspectat a fi unul de malpraxis.